Bună seara și bine ne revedem, bine ne regăsim de data aceasta la o altă sesiune, credem noi, zicem noi, interesantă. Este vorba despre legea intenției, intenției și a dorinței. Sesiunea pe care cred că v-ați obișnuit, o fac împreună cu Anișoara Preda. Om de lumină, care este în permanență evoluție, în permanență căutare, ca și mine, ca și voi. Și de data aceasta împărtășim din anumite informații pe care noi le-am înțeles, și cu ideea, cu speranța, cu invitația să le înțelegeți și voi. Legea intenției și a dorinței fiind, apropo, una din legile Universului care ne guvernează dacă vrem să acceptăm, să înțelegem că ne guvernează această lege. O să fie o altă sesiune despre toate legile, de fapt, nu toate legile, ci toate categoriile de legi care ne guvernează, care sunt 14 la număr, tocmai vorbeam mai devreme cu Anișoara. Iar acum, haideți să începem cu legea intenției și a dorinței. Bună, Anișara, bine ne revedem, bine ne regăsim! Noazana. Bună, mă bucur că suntem împreună cu cei care au ales să fie cu noi în această seară. Deci, această lege este, după cum spuneam, a cincea lege spirituală pentru succes, pentru a putea ajunge către succes, conform a ceea ce spune Deepak Chopra. Are la bază conceptul conform căruia energia și informația există pretutindeni în natură. Iar ce urmează să înțelegem este că intenția este adevărata putere care se ascunde în spatele dorinței. Și cum începem această sesiune? prin a o invita pe Anișoara să ne explice cum de intenția și dorința sunt energie și informație și cum adică sunt ele la, de bază în orice în viață. Haideți să spun de ce eu am ales să studiez profund aceste mecanisme, să spunem, sau legi care conțin mecanisme de transformare, pentru că m-am confruntat cu foarte multe pe parcursul vieții, neîmpliniri, pierderi, suferință și atunci am căutat în plan spiritual. Așa am întâlnit cele șaptele spirituale ale succesului, cărticică, dar care se află și în a lui scrisă de Deepak Chopra, dar care se află și în programul de abundență și cu această ocazie putem și lansa invitația în luna mai vom începe programul din nou de abundență, cel conceput de DIPAC. După cum știm, dacă privim în istorie, evoluția umană întotdeauna a ținut cont de ceea ce știința a confirmat că există sau spunem noi descoperirile științifice. Iar acum vin cu această zonă despre care toți am auzit, despre existența câmpului cuantic, deci cum anume. Materia și energia, cum se transformă energia în materie la nivel subatomic, cum se generează această transformare deja nu mai este o noutate, de câțiva zeci de ani există această informație, că în câmpul cuantic există potențialul infinit pentru orice noi ne dorim. Deci la nivel subatomic, unde nu există materia încă, există doar energie și informație. Iar dacă privim întregul univers, întregul univers, la acest nivel, conține doar energie și informație și ne conține și pe noi în această formă. Deci în forma asta de energie și informație. Ca să înțelegem puțin, puțin mai bine acest aspect și cum anume, care e legătura dintre partea subatomică, să-i spunem, acest conținut subatomic a tot ce există și îndeplinirea dorințelor noastre sau legătura cu intenția, <laughs> Haideți să privim puțin, și/sau să facem așa un, un mic circuit în natură: și să luăm un copac, o floare, o pasăre, pe noi, oamenii, un fir de iarbă. Totul este materia, deci materia din care sunt structurate toate acestea, are un conținut pe care și noi îl conținem. Adică hidrogen, oxigen, sodiu. Carbon și câteva alte elemente. Deci, dacă am luat-o doar la nivel de elemente chimice, conținutul este cam asemănător. Numai că există o diferență. Omul are conștiință și are sistem nervos care are, este înzestrat cu flexibilitate, adică poate aduce schimbări, și conținutul care face diferența este în energie și informație. Deci, ceea ce ne diferențiază de celelalte aspecte ale vieții din natură, ne diferențiază energia și informația. Iar marea diferență este aceea că noi, oamenii, suntem conștienți și putem, nu suntem, putem să fim conștienți de conținutul nostru informațional și energetic. În momentul în care devenim conștienți de conținutul informațional și energetic, putem să transformăm, putem să schimbăm. Dar din această perspectivă a câmpului cuantic, unde există potențialitatea pură, deci potențialul infinit, și noi putem transforma cum? Aducând în acest câmp cuantic, adică. Tot ceea ce reprezintă Universul, deci să ne imaginăm puțin acum la nivel subatomic, unde există doar energie și informație și noi suntem tot energie și informație, iar la acest nivel, schimbând în noi energia și informația, practic venind cu o intenție, intenția din spatele dorinței noastre, deci ceea ce noi dorim să obținem în viața noastră, în acest câmp. Mecanismul care este conținut în dorința noastră generează o reorganizare a energiei și informației, așa încât noi să putem obține ceea ce ne dorim. Eu știu că aceste explicații nu sunt ușor nici de înțeles, nici de acceptat, nici de digerat și mie mi-a luat mult timp. M-am întreptat mai mult către zona cuantică pentru că, lucrând, de cu energie, informație și lumină, prin frecvențele reconective, am dorit să înțeleg puțin ce lucrez și ce fac. Iar asta m-a ajutat ulterior pentru că am înțeles mai bine cei cu energia și informația și cum anume lucrează ea pentru noi. Deci, practic, putem genera schimbări cu ușurință pentru că orice om normal își îndeplinește dorințele. Nu înseamnă că ceilalți oameni nu își îndeplinesc dorințele. Diferența este că le îndeplinesc cu foarte mult efort, cu sacrificii, pun foarte mult din viața lor, adică pot obține deteriorare de sănătate și știm toți asta, de relații, pierderi pe multe aspecte ale ființei, când ne raportăm la legile spirituale, atunci obținem cu ușurință. Deci aceasta face diferența și nu numai atât, putem într-adevăr să generăm, să aducem în viață tot ce noi ne dorim cu adevărat. Ascultându-te pe tine, Anișoara, mi-am adus aminte de ce a spus o clientă care este cu noi, dacă mi-aduc eu bine aminte, aici în acest col. Și anume, i-am făcut o sesiune de Reconnective Healing, nu știa despre ce este vorba, nu prea înțelegea cum e cu universul, cu energia, cu ceea ce facem noi și acum, mă rog, e în programe și deja e altceva, înțelege mult mai bine și mai mult. Și mi-a spus așa, Mai Ozana, eu n-am simțit nimic în timpul sesiunii. De obicei, de, de cele mai multe ori oamenii spun că au simțit ceva. Fiecare are experiența lui, dacă am 99% din oameni simt ceva. Ea n-simțit a simțit nimic, zice, dar. Eu sunt acum la mine acasă și pe balcon, care balcon este închis, am o lampă cu senzori. O lampă de grădină care se aprinde la mișcare. Și lampa aia de obicei, stă închisă, că nu o deranjează nimeni, nu se întâmplă nimic cu ea. Și zice, în sesiune s-a aprins de șapte ori. Și nu s-a aprins nici înainte de sesiune, nici după sesiune. Și cred că cu această mărturisire. Mergem la următorul punct pe ordinea de zi, dacă pot să-i spun așa, și anume câmpul cuantic. Ce este câmpul cuantic și de ce e atât de important să înțelegem acest concept sau această, nu știu cum se numesc, element? Cum... <laughs> este tot ceea ce există în univers la nivel subatomic. Deci câmpul cuantic, deci dacă am, luat am face abstracție de materie, deci nu ne-am privit pe noi ca și materie, după cum știm, suntem un amestec da, de elemente chimice, dar care are, noi oamenii avem conștiința umană și fiecare specie propria, propria să-i spunem, conștiință, dar nu este, nu, se, nu, nu este vorba de același nivel. Deci dacă am face abstracție de materie, de partea noastră materială, adică cum arătăm și mergem mai mult de cum suntem noi creați la nivel chimic, deci din ce anume suntem creați, atunci ajungem la nivelul ăsta subatomic unde există câmpul energetic și tot ce este materie, la, privit la nivel subatomic, este doar energie și informație. Deci, practic, dacă am privit printr-un microscop așa mare și am privit lumea așa, noi toți, întregul univers, suntem în acest câmp și nu ne diferențiază nimic pentru că toți auzim de unimea asta. Unimea nu este așa un sentiment din ăla în care ne luăm în brațe toți și trăim într-o iubire de asta desăvârșită. Este un ideal din mintea noastră. Este conștiința Unimii care are această reprezentare a faptului că orice gândești și faci tu, să acționezi, influențezi întregul Univers, pentru că, la nivel subatomic, noi suntem împreună cu întregul Univers. Deci nu ne influențăm doar noi oamenii, ci influențăm tot ce se întâmplă în Univers, la... pornind și privindu-ne la acest nivel subatomic. Deci cum anume suntem noi creați? Nu doar prin ochii fizici și ceea ce vedem noi în oglindă și creadă personalitatea noastră, adică în mintea noastră. Și atunci putem să explicăm și cum putem noi schimba conținutul informațional care dă naștere materiei? Păi, diferența este că avem sistem nervos și mintea noastră, adică suntem dotați cu un sistem informațional conștient, care e mintea noastră, da? în care noi acumulăm informație și pe baza acestor informații, pentru că și gândurile, gânduri, ce este? O informație. Informație cu care generăm ceva deci, o undă pozitivă în afara noastră, deci ceva benefic pentru noi și pentru întregul Univers sau pentru ceilalți, sau ceva negativ. Când avem un gând de teamă, de ură, de nemulțumire, de anxietate, de panică, generăm așa vibrații care nu ne ajută nici pe noi, nici pe ceilalți. Ei, când începem să devenim conștienți de ce se întâmplă în interiorul nostru și că totul. Se, totul vibrează, adică participă la viața care există în afara noastră, în afara corpului nostru și în întregul Univers, atunci începem să devenim conștienți de noi și că, de fapt, numai respectând ființa, deci, adică respectând viața din noi și din afară, putem, într-adevăr, să aducem transformări destul de rapide în propria viață punând o informație care generează ceva benefic în afara noastră, adică o să explic un pic mai mult, pentru că în legile spirituale, de fapt, se referă la faptul că ceea ce tu -ți dorești e nevoie să aducă un beneficiu și în afara ta, adică să fie un beneficiu și a celorlalți, să nu fie doar o dorință egotică. La dorințele egotice avem mai mult de muncit fiecare, pentru că se referă doar la tine și nu ține cont de întreg. Și aici voi spune, ca să înțelegem puțin, facem o mică comparație cu corpul uman. Cor în corpul nostru există celule specializate în fiecare organ, în fiecare sistem, care fac anumite operațiuni. Și se pare că o celulă efectuează cam 6 trilioane de operațiuni pe secundă, ținând cont de toate operațiunile pe care le fac celelalte celule. Deci, practic, este o. o așa, un, suntem un dispozitiv atât de perfect creat. Ei cam așa este nevoie să ajungem noi la nivel de conștiință cu intențiile și dorințele noastre, adică în momentul în care, ca și când am fi o celulă dintr-un organ, care nu ține cont doar de ce face organul respectiv strict pentru el, pentru că organul, un organ în corpul uman nu poate trăi separat de corp. El trăiește doar împreună cu celelalte organe și într-o armonie desăvârșită completă. Ei, în momentul în care noi înțelegem că ne facem, adică intențiile, dorințele noastre sunt ca și cum am face parte dintr-un organ, dar ținem cont și de comunicarea pe care o avem cu ceilalți oameni în afara noastră, adică intențiile și dorințele noastre să genereze ceva benefic în lume, despre asta este vorba, atunci ni se întorc rapid rezultatele a ceea ce noi ne dorim. Eu mă gândeam pe măsură ce spuneai să dăm să începem să dăm și niște exemple concrete, că mi se pare că e nu e ușor de, de urmărit și de de absorbit această informație. Și mă gândeam la cel mai simplu exemplu, locul de parcare. Dacă te duci cu mașina, conduci mașina și te duci într un loc aglomerat unde vrei să parchezi mașina, ai în, în mintea ta poți să te gândești, a, e greu să parchezi, a, nu găsești loc de parcare, a, o să parchezi departe de intrare în magazine sau la eveniment sau unde e. Tot felul de gânduri negative de care ești sau nu ești conștient, dar data viitoare când vei conduce și vei merge la un eveniment de un meci de fotbal sau un concert sau un loc aglomerat, sper să-ți aduci aminte de această observație. Și dacă gândești că nu găsești loc de parcare sau că e greu sau toate astea, evident că nu vei găsi și că va fi greu. Pe de altă parte, dacă gândești că este ușor să găsești loc de parcare și întotdeauna tu găsești un loc foarte bun de parcare, foarte accesibil aproape de intrarea la evenimente, evident că ai șanse foarte mari să găsești acel loc. Și Cred că acest exemplu poate să facă legătura între realitatea fizică, în materie, pe care o trăim noi, și puterea gândului, pe care, de care a menționat Anișoara mai devreme. Un alt exemplu mi-a venit, l-am mai dat odată, legat de bani. De fapt, nu legat de bani, ci legat de pierdere. Știu pe cineva care avea un portofel cu 1000 de euro, cash în portofel, o persoană care nu e obișnuită să aibă astfel de sume, deci dacă are, are 2-3-500 de lei, dar era o sumă foarte mare pentru persoana respectivă. Și, fix în ziua respectivă, i s-a furat portofelul, nici măcar nu și-a dat seama atunci, ci de-abia a doua zi și-a dat seama că nu mai are portofelul. Iarăși, de ce? Tocmai atunci. Și de ce nu i s-a furat portofelul niciodată când avea bani obișnuiți, adică suma de bani pe care era obișnuită să o aibă în portofel? Și de ce i s-a furat exact atunci? De ce? Pentru că, uh, Silvia spune frica, uh, frica, gândurile, s-a gândit mamă ce. Uh, oportunitate pentru un hoț, acum ce mișto ar fi pentru un hoț să fure un astfel de portofel cu astfel de sumă. Gânduri pe care nu le-a conștientizat atunci, dar și-a dat seama în discuția cu ea, în povestea, peste câteva zile după ce și-a dat seama că i s-a furat portofelul, și-a dat seama unde i s-a furat portofelul, și-a dat seama că înainte de a-i se fura portofelul, exact la asta se gândea. Că ce kilipir pe hoț dacă cineva i-ar fura portofelul. Uh, mai. Da, deci a adus da. o informație, da. Deci asta este informație. Deci un gând al nostru este o informație pe care o emitem în Univers. Uh, noi încă nu ne percepem așa, sau poate am început, cei care suntem aici, am început să ne percepem unii mai mult, mai puțin, să ne percepem. Uh, și în interiorul nostru, adică nu numai omul cu partea lui fizică externă, ci în interior și să înțelegem cum anume influențează interiorul, exteriorul din viața noastră. Adică faptul că gândurile lăsate așa să funcționeze singure, cum sunt emise ele de mintea noastră, participă la a se îndeplini o dorință. da, Dorința o putem pune în ghilimele. Adică în momentul în care noi emitem ceva în univers pleacă ca și când aceea e dorința pe care tu uh, o trimiți în univers. Pentru că universul nu distinge. Adică la nivelul ăsta de informație nu există o selecție. Cineva să, să facă selecția. Stai că gândul ăsta nu te ajută. Schimbă-l. Ăsta nu se îndeplinește pentru tine, Anișoara, și atunci îl schimbăm. Nu. Orice gând care insistă, sau care e puternic, sau care are în spate o teamă, sau care are o convingere cu care venim de destul de mult timp, adică e păstrat acolo și deja există ca și informație, Universul o ia ca o cerere sau ca o dorință, da, o dorință în ghilimele pe care apoi ne-o îndeplinește și de multe ori trăim lucruri care nu ne plac, dar le trăim pentru că noi gândim și simțim și acționăm în sensul în care le generăm efectiv. Asta mi s-a întâmplat și mie, se întâmplă fiecărui om, dar descoperim pe măsură ce ne întrebăm, da, de ce am trecut eu prin experiențele astea, da, de ce mi s-a întâmplat mie să pierd sau să generez datorii sau că n-aveam motiv sau tot felul, da, să sufăr. În momentul în care începem să ne întrebăm și să căutăm răspunsurile, că nu e suficient doar să ne întrebăm. Important să căutăm răspunsurile și să nu le căutăm doar pe vechea cale pe care am generat problema, că nu vom găsi răspunsuri diferite de problemele pe care le avem. Deci este important să le căutăm pe căi diferite față de cele anterioare problemei. Deci, practic, spuneam că dorințe au toți oamenii și este normal și le îndeplinesc. Dacă ne uităm în jur, sunt oameni care construiesc case, merg în vacanțe, deci obțin tot ce-și doresc ei. Numai că dacă te uiți atent și ceea ce am făcut și noi, mulți dintre noi, cu mult efort, cu multă greutate sau după mult timp se obține. De ce noi insistăm pe această lege a intenției și dorinței? E bine, ar fi bine pe toate legile să insistăm, cele șapte cel puțin, sau vom mai aduce în discuție. Bozana deja a promis la început. Vom mai aduce aceste legi să le dezbatem. Pentru că trăim timpuri în care există, există descoperiri științifice, întotdeauna când știința a descoperit ceva, a confirmat ceva ce există, că despre asta e vorba, omul a folosit în practică, în viața lui. Haideți să ne gândim toți că folosim mașină de spălat, un automobil, curent electric, de toate. Toate la bază au avut descoperiri științifice. N-a venit așa ceva hocus pocus de undeva. E o descoperire științifică, după care au început să fie utilizată de om. Și acest fapt că la nivel subatomic existăm ca o supă cuantică, deci numai energie și informație, o descoperire care ne ajută pe noi, oamenii, acum să obținem cu ușurință ce ne dorim. Adică este la fel, numai că mergem pe un alt nivel de evoluție. Aici suntem acum. Și atunci, dacă ne dorim să ne fie cu ușurință, ar fi bine să înțelegem și să aplicăm aceste legi în propria viață și va fi cu ușurință. Ce face diferența aici, imediat? Diferența este că, în mod normal, când ne punem o dorință, nu este însoțită de o intenție clară care este transformatoare. Și intenția se referă la faptul că ea se păstrează nezdruncinat pe tot parcursul procesului de manifestare. Deci, practic, când avem o dorință, ea este o dorință care e însoțită de un atașament de rezultat, adică vrei rezultatul X la dorința ta, iar când ne referim la. Uh, ca și lege spirituală, deci legea intenției și a dorinței, se referă la faptul că ai dorință, dar pui o intenție fermă, clară în mintea ta, care este însoțită de focalizare și o să vorbim și de atenție, și atunci dorință, dar care nu are atașament. Deci e un pic de diferență aici și atunci intenția te ajută mental, bineînțeles, și energetic, deci informațional și energetic, te ajută să generezi. În manifestare, adică să-ți îndeplinești ce îți dorești tu. Eu vreau la un moment dat să fac precizarea. Cei care sunt în, astăzi cu noi și sunt și ei în programul Semințele Banilor au înțeles deja că programul este în derulare, în, în baza primelor sesiuni pe care le-am făcut, cum singur îți plantezi semințe care, în, în capul tău, în mintea ta, în, în, în tine, care te pot ajuta să faci mai mulți bani sau te pot ține în loc să pierzi, să faci datorii, să nu-ți meargă din punct de vedere financiar. Dacă vrei să afli partea financiară cu semințele banilor, în descrierea acestui live, cei care sunt pe Facebook, am pus link la semințe, o să pun și în zoom acum la semințele banilor. E un program înregistrat pe care oricând poți să-l accesezi și sunt pur și simplu bazele, uh, anumite, aș, am, put am, am putea să le numim legi nescrise și puncte de vedere și comportamente, abordări uh, în relația cu banii, care fac marea diferență între a avea și a nu avea. Asta în uh, abundență, în uh, bunăstare, sau asta în chin și în frică asta e că trebuie să număr fiecare trei lei, că poate mâine nu mai am. Întorcându-ne la um, această lege a intenției și a dorinței, am înțeles deja, uh, sper, <laughs> cum intenția uh, generează rezultatele dorite. Um, cum e cu intenția, anișoara, intenția conștientă versus intenția care nu-i conștientă, <laughs> că nu știu cum să o numesc? <laughs> Păi, diferența este de focalizare și fermitate. Intenția conștientă de care vorbim aici, deci intenția din spatele dorinței, ea transformă pe măsură ce ea stă focalizată pe, ceea ce, pe dorință, deci pe ce ți dorești tu. Indiferent de condiții, indiferent de cum arată procesul. Pentru că procesul de materializare nu este unul pe care îl gândim noi, ci îl îl rearanjează Universul de la nivel subatomic, adică rearanjează informația și energia ca să ne aducă nouă la îndeplinire, adică rezultatul respectiv să-l avem manifestat în viața noastră. Și atunci, univ lăsăm Universul să lucreze, adică lăsăm pur și simplu noi când avem o intenție clară și ne raportăm așa la ea, deci în mintea noastră este că ne aflăm aici în această supă de energie și informație, supă cuantică, și de fapt tot ce lucrează este rearanjarea informației și a energiei de către Univers, așa încât să se manifeste ceea ce noi ne dorim, tu atunci ești ferm, clar în mintea ta că dorința ta se realizează și nu ai îndoială. Deci, diferența este că rămâi ferm, clar, focalizat, știi că se întâmplă, încă nu știi cum. Aici e diferența, adică. Dacă ar fi să luăm că tu vrei o casă, bine, la o casă, lucrurile stau că dacă o vei construi tu, tot va trebui să treci prin tot procesul. Dar dacă îți dorești chiar, hai să luăm totuși așa ceva la extrem. Dacă îți dorești o, o casă și ești focalizat, e posibil să nu treci tu prin tot procesul de construcție. Adică universul poate avea și alte soluții pentru tine dacă tu ești ferm și clar în mintea ta și dorința este din sufletul tău. Adică chiar este o dorință sinceră și care are în vedere și mediul și ceilalți. Adică nu vrei o casă să o iei de la un altul sau în detrimentul al cuiva, ci chiar e suficient pentru toată lumea. Deci, Silvia ne spune că nu trebuie să ai atașament de rezultat. Am învățat bine, Silvia. Da, deci în cazul intenției este fără atașament. În cazul dorinței simple pe care noi înainte am practicat-o și majoritatea oamenilor o practică, există atașamentul de rezultat. Adică nu te lași până nu obții rezultatul ăla. Chiar există vorba românească, mort, copt, până la urmă tot fac. Nu știu, ce-ți propui. Se, se vehiculează așa, la nivel nivel uman. Adică orice ar fi, tot reușesc să fac. Și atunci ăsta e atașamentul. Adică oricum ar fi, tu vrei rezultatul respectiv și oricum ar fi ăsta, vizează multe. Adică poți pierde sănătate, poți, poți pierde viață, poți pierde partener, poate bani, poate multe, multe altele. Timp, timp petrecut cu familia, sunt multe aspecte. Pe când aici ești cu atenția, și aici intervine un alt element care ne ajută. Da. Vreau să dau un exemplu, Anișoara. La un moment dat în viața mea, gândeam: primesc bani în orice formă, în orice fel, și niciodată nu zic nu la, la clienții care vor să-mi dea bani. Și mi-aduc aminte. Că îmi trimisese um, o clientă 100 de euro prin Western Union și era înainte să plecăm, uh, erau uh, eu în Londra, i-am trimisese euro și era înainte să plecăm în, uh, uh, în vacanță undeva cu euro. Și am zis, eu mă duc să iau 100 de euro cash. Și chiar de înainte să știu. plecăm. Ai povestit. Da, ne-am ne dus cu, cu mașina să la un centru de Western Union. Și nu știu de ce nu s-a putut. După aceea ne-a ne trimis în altă parte, ne-am dus în altă parte și nici acolo zice, stai că eu nu pot să-ți dau euro, că trebuie să-ți dau blire, că ești în Marea Britanie, da, codul nu e bun, clienta nu îmi răspundea. A fost o nebunie, am pierdut câteva ore și ras prietenul meu cu care mersesem să, să luăm această sută, zice, tu știi că Universul ți-a dat exact ce ai cerut. Și eu mă uit, ok, știu, dar ce vrei să zici? Păi, ai zis că alergi, că, nu, ai zis că primești banii oricum. Și dacă te costă trei ore să iei 100 de euro, aia e. Te costă trei ore, să 3, 3, 3 ore să iei 100 de euro. Deci, apropo de ce intenție pui și ce dorință pui, și uh, după aceea am, am luat o, uh, o, o decizie drastică, radicală. Nu-mi dai, uh, clienții îmi vor plăti așa cum vreau eu, unde vreau eu, în perioada în care vreau eu, cum vreau eu. Și cu grație, bucurie ușurință. Mulțumesc, Silvia. Și, într-adevăr, aia a fost ultima oară în care am alergat după clienți să-mi dea banii. Uh, și vreau să mai dau un exemplu, dar am uitat ah, da. Când plecam la ski, apropo de intenție conștientă versus intenție care nu e conștientă. Acum eram în pandemie și plecam la ski împreună cu Ras, prietenul meu, și cu Sebastian, băiatul meu. Și Ras avea îndoieli. Am, toți vroiam să mergem la schi, dar era, erau restricții, nu puteai să ieși din Marea Britanie, în fine, erau tâmpenile alea de atunci. Ne-am dus cu toții la aeroport, eu am zis, eu plec la schi, eu, eu pot, eu știu că pot, știu că sunt liberă și <laughs> sunt pe părtier. Um, ras, uh, aveam doi el și da, dacă ne trebuie încă un an, da, dacă nu ne lasă, da, cu o zi înainte, dacă ne iese testul negativ. Și am, am discutat, mă rog, am dezbătut diversele variante sau scenarii și am decis cu toții că dacă oricare dintre noi nu poate să plece, că putea să iasă un test aiurea pozitiv la unul dintre noi, nu pleacă niciunul. Deci ori plecam toți, ori nu plecam niciunul. Ceea ce era firesc și, și normal. Și uh, ghiște ce s-a întâmplat la aeroport. Ne ducem cu pașapoartele să ne embarc, să ne facem check-in-ul. Eu cu Sebastian putem să plecăm. RAS nu. Nu de test, că toți aveam teste negative, toți aveam aceleași chestii, ci pur și simplu de pașaport. El avea doar pașaport britanic, eu aveam pașaport britanic și pașaport românesc. Deci pe mine m-ar fi lăsat să plec pentru că aveam pașaport românesc, pe Sebastian l-ar fi lăsat să plece că era băiatul meu, chiar dacă avea doar pașaport englezesc, în schimb pe RAS că avea doar pașaport englezesc, nu îl lăsau să plece. De ce? Că el s-a dus cu intenție și cu îndoială, că îl trimit înapoi, sub, din diverse motive. Iar eu m-am dus, mă lasă, n-am nicio treabă. Nu că mă lasă, nu există să nu mă lase. Pur și simplu, plec. Deci cam asta este rezultatul la intenție conștientă versus intenție neconștientă. Dorință, da, dorință, că celelalte sunt dorințe, pur și simplu, dorințele noastre, da. Cu intenția conștientă învățăm pe măsură ce lucrăm și o utilizăm ca atare. Adică nu se întâmplă peste noapte să poți utiliza așa, în orice îți dorești tu, intenția conștientă, dar începem de undeva. Toți am început de la a înțelege întâi mecanismul și apoi practicăm, o utilizăm în viața noastră pe măsură ce avem de îndeplinit dorințele proprii, care sunt firești. Și spuneam că în afară de intenție, deci în acest mecanism de a manifesta ce ne dorim noi, adică însoțit de intenția vizează rezultatul pe termen lung, deci procesul, iar ceea ce facem noi în fiecare moment se referă la atenția noastră. Deci intenția e cea care transformă pe termen lung deci ceva, o dorință, transformăm o informație, aducem și materializăm ce ne dorim, iar atenția se referă la ceea ce facem în fiecare moment prezent. Adică, necesită atenția noastră în prezent, pentru că noi numai cu atenția în prezent reușim să rămânem focalizați pe. Intenția respectivă. Ce înseamnă? Înseamnă că suntem atenți la noi, la conținutul informațional și energetic pe care îl avem noi, pentru că numai așa reușim. La ce se referă? Păi se referă să înțeleg. Gândurile mele, ce gânduri îmi trec prin minte acum, dacă vreau să plec în vacanță, ce gânduri îmi trec prin minte, cele care mă ajută, îmi susțin intenția sau cele care mă sabotează și să văd ce temesc acolo. Ce acțiuni fac în sensul ăsta, în prezentul meu, ce sentimente, ce emoții, ce comportamente am, ce atitudini. Deci cu atenția și atenția pentru a fi în prezent și a reuși să o menținem, ne, chiar dacă ne repetăm, de multe ori ne auziți, învățăm și practicăm acea abilitate a observatorului, adică ne observăm. Ne observăm gândurile, stările emoționale, acțiunile, comportamentele. Altfel, practica este anevoioasă, rămânem pe legea efortului, rămânem în a obține totul cu greutate, Acum, când se poate să utilizăm acest conținut științific, să-i spunem, acest descoperire. Și iată cum punctul care era următor pe listă a fost, zic eu, parțial atins, și anume cum putem comanda legile Universului cu intenția conștientă. Dar, ca să sumarizăm acest punct, de fapt, înainte să sumarizăm acest punct, Vreau să vă zic că am pus pe Zoom linkul la Semințele Banilor, cine nu este încă în program și este interesant să, interesat să vină. Și vă pun și pe Facebook acum linkul în comentarii. Semințele banilor sunt cu intenția și cu dorința din perspectiva banilor. Deci, Anișoara, acum sumarizăm această comandă a legilor da, Universului cu ajutorul da, comand, da comanda fații. se referă la, la faptul că putem într-adevăr să punem o intenție fermă și clară în Univers și să fim și siguri că se realizează, dar aici intervine uh, acea conștientizare a faptului că prin intenția ta, deci prin ceea ce tu îți dorești, faci bine întregului, adică faci bine umanității, faci bine și celorlalți. Nu se referă doar la binele tău uh, egotic și atât. Atunci putem într adevăr să avem intenția fermă ca și când ar fi o comandă către univers și știm știm clar cu încredere că se întoarce rezultatul la momentul potrivit, când universul consideră că suntem noi pregătiți sau că s-a reorganizat totul, așa încât să ne aducă ceea ce noi am comandat, să spunem. <laughs> ai tot spus de a face pentru alții și nu la nivel egotic ceea ce faci. Și aș vrea să fac și eu o precizare. Când făceam workshopurile de business, Aveam uh, una din, din uh, uh, unul din slide era cu nevoile umane, în care explicam din perspectiva mea cum înțeleg eu aceste nevoi, piramida piramida lui uh, uh, Maslow, dar pe care am prezentat-o din propria mea înțelegere. Și uh, evident că la bază este nevoia de siguranță, pe care toată lumea o are, iar aici sus este contribuția și, mă rog, și mai sus este progresul, evoluția. Explicam în acele workshop-uri și vreau să explic și aici, majoritatea oamenilor sunt aici în nevoia de bază. Păi am nevoie să fiu sigur, adică să am o casă în care să stau, să nu mă plouă, să am bani să iau mâncare la copii și mâine și până și peste o lună, să îmi plătesc toate cele etc. Și majoritatea sunt doar în, în la baza piramidei și sunt focusați cu tot ceea ce fac, pe această nevoie de siguranță. Și la unii nevoia de siguranță se satisface cu o de lei, la alții cu 10 milioane. Fiecare, după cum consideră, că are nevoie de, de bani. E, ideea este că dacă te duci către vârful piramidei și te duci către zona de contribuție, Adică să-i ajuți pe alții să contribui nu doar din perspectiva că să dești un pom și sau crești un copil, ci din perspectiva a îți folosi a talentele, skillurile tale, capabilitățile tale, ceea ce știi și poți, într-un fel sau altul, ca să faci bine comunității, să-i ajuți și pe alții. Fiecare, după cum poate poate să gătească, poate să scrie o carte, poate să facă un astfel de um, webinar, etc. Și în momentul în care o faci aici sus și te focusezi pe această nevoie, pe nevoia de contribuție, toate celelalte nevoi se îndeplinesc de la sine. Uh -huh. Și ce e cel mai important, de ce am precizat lucrul ăsta, este să muți focusul de la nevoia de bază de aici, care, pe care e foarte greu să o satisfaci dacă te focusezi pe ea, către nevoia de aici. Și când te, te muți cu focusul aici, lucrurile încep să vină mai cu ușurință, să fii mai în flow și să, 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 iasă mai, mai rapid, cu grație, bucurie și ușurință, ca să folosesc cuvintele Silviei de mai devreme. Hai să mergem la următorul punct, ce anume cum puterea infinită este determinată de intenție și dorință. Puterea infinită. Este vorba de puterea intenției, de fapt. Puterea care stă în spatele dorinței este o putere pe care o putem caracteriza ca fiind putere infinită, pentru că ea intră în contact, deci intenția... Haideți să, să explicăm și practic, așa cum se, cum se lucrează. Pentru că fiecare avem dorințe și putem să ne scriem așa o listă de dorințe cu intenții clare, deci ce ne dorim, însă cum lucrăm cu ele, cu, cu dorințele astea și cu intențiile, ca să obținem și această putere infinită. Are putere infinită intenția când ea este localizată, să-i spunem, în spațiu dintre gânduri. Și acum, ușor de spus, greu de făcut. Adică cum ajunge eu în spațiu dintre gânduri? Câmpul cuantic, adică conectarea cu, cu nivelul subatomic, cu această supă de energie și informație, are loc doar când mintea noastră nu, nu este ea care, care aduce informația pe care deja o știe, adică nu repetă mereu aceleași informații spuse diferit. Și atunci introducem intenția într-o pauză mentală, care iarăși o putem obține fie dezvoltând abilitatea de a ne observa, acolo e puterea. Deci puterea intenției, care este puterea infinită pentru că ea se conectează cu ce? Cu întregul univers, în momentul în care are puterea universului. Deci, în momentul în care încetinim mintea, dialogul mental. E o meditație, că respirăm, facem respirații și s-au încetinit gândurile noastre și dialogul mental. În acel moment când s-a creat o pauză, punem dorința și intenția clar în gândul nostru, în mintea noastră, și o lăsăm să fie. Unde? Conectați în această supă infinită de energie și informație, deci suntem acolo. Și în acel moment începe reorganizarea. Evident că pentru a simți că este o putere infinită, este nevoie să începem să o utilizăm în viața proprie. Adică ne facem listuță cu dorință și începem să o practicăm, efectiv. Avem o întrebare. Da, nu. Silvia, ar fi bine. am citit. Da. Păi să zicem și pentru cei care ne-au citit. o da. Citește, da. Ar fi bine să avem în fundal o muzică pe o anumită frecvență? Din punctul meu de vedere nu ar fi bine, că nu știm ce mesaj subliminal are acea muzică. Sunt tot felul de, de frecvențe și de... Noi nu avem cum să măsurăm că muzica aia face chiar ce spune ea, chiar dacă te simți tu bine. Dacă știm și cred că știm... De unde știi, Silvia, o măsori tu? Asta, deci nu, nu ai de unde să știi că sunt frecvențele alea, și că frecvențele alea pentru tine te duc în spațiu dintre gânduri și chiar lucrezi tu cu intenția acolo sunt foarte multe care se vehiculează. Eu nu zic, multe sunt adevărate, dar cel mai bine adevărul și cunoașterea e în fiecare dintre noi. E pus de Dumnezeu potențialul ăsta infinit creator. Și atunci este bine să lucrăm în noi. Dacă ne raportăm mereu la ceva din exterior, nu vom ajunge la potențialul din noi. Deci, din punctul meu de vedere, dar puteți practica oricum, muzica ne influențează prin mesajul și frecvența ei. Dacă vrei să te relaxezi, pui o muzică de relaxare și te relaxezi și doar atât. Dar dacă îți dorești ceva creativ, dacă îți dorești să aduci ceva, atunci pune contribuția ta, energia ta, informația ta în mișcare și nu utiliza alte lucruri din afara ta de care nici nu știi, n-ai niciun control acolo, nu știi ce cu ele. Deci este vorba ca noi să lucrăm cu noi și să înțelegem că tot ce există la nivel subatomic ne conține și pe noi, și conținem și noi tot ce există. Adică suntem interconectați cu întregul Univers. Și raportând în mintea noastră, gândind așa, automat că fim parte de aici, influențăm și suntem și ajutați. Adică ce aduci, aduci și tu contribuția ta, dar în același timp și primești ajutor. Deci avem mai am, multe am mesaje despre da, da, vreau să le spun pentru toată lumea. Sunt mai multe mesaje scrise de participanții pe Zoom cu diverse frecvențe: 528, 999, 432. Iar răspunsul Anișoarei se referă odată că dacă știi sau nu cu adevărat și cu certitudine că frecvența X este cea potrivită pentru tine și în al doilea rând dacă ai certitudine că dacă scrie în video de pe YouTube că e cu frecvența X, el chiar este cu frecvența X. Sunt două mari semne de întrebare pentru care Anișoara a răspuns cum a răspuns. Hai să mergem și la ultimul punct, care l-am lăsat pentru sfârșit, că este un punct cheie, și anume elementul cheie pentru ca intenția să genereze rezultatele dorite. Și odată ce finalizăm acest punct, vom putea să răspundem la întrebări. Așa că pregătiți-vă, dacă aveți întrebări, să le scrieți în chat și pe Facebook și în Zoom și vom face tot posibilul să răspundem la ele. Dacă nu aveți întrebări, după acest punct ne oprim, să știți. <laughs> Ozana, care-i ultimul punct? Că eu n-am fost atentă? Element, spus, elementul spus. cheie pentru ca intenția să genereze rezultatele dorite? Păi, elementul cheie se referă chiar la, la. Am spus, de fapt, am atins. Este vorba de detașare. Deci, elementul cheie prin care intenția își poate atinge rezultatul dorit și destul de rapid este să te detașezi de acel rezultat. Adică să nu stai tot timpul cu mintea sau preocupat de când se întâmplă, când se realizează, cum se realizează, pentru că este ca și când ceva organic, ceva care are viață, să luăm o plantă, plantăm, că tot e timpul de primăvară acum și se plantează, plantăm o roșie, ai pus roșia și te tot uiți la ea să vezi când se, când se înroșesc primele roșii, dar tu de-abia ai pus-o de două săptămâni. Deci este ceva organic. Deci lucrează ca și când viața aduce ceva pentru tine și ai încredere că se realizează. Aici este elementul cheie. Deci, pe de o parte, este încrederea, iar dacă simți că te îndoiești, dacă simți că nu ai încredere că se realizează, atunci lucrăm lipsa de încredere, îndoiala din mine, frica că nu se realizează. De-aia lucrăm noi cu Energetic Empowerment ca să putem. Cu atenția să ne observăm pe noi și să observăm ce ne blochează, ce ne ține în locul în care suntem, de ce nu obținem ce ne dorim. Deci, elementul cheie este detașarea. Legea detașării intervine aici și numai cu detașare, adică lăsând Universul să reorganizeze energia și informația, putem obține cu ușurință ceea ce noi ne dorim. Pentru că această rearanjare care pornește de la nivel subatomic necesită pentru dimensiunea noastră a Pământului 3D un timp în care se manifestă, avem încredere, exact ca la o plantă, că la momentul potrivit nouă se realizează sau primim sau se manifestă ceea ce noi ne dorim. Dar, bineînțeles, că noi facem ce ține de noi cu atenția noastră în fiecare moment prezent, adică cu gândurile noastre, susținem procesul, trăim viața așa cum este ea, cu bucurie, cursiv, fără să. A, și lucrând. Cu acceptare, fiind în acceptare permanentă cu tot ce trăim. Iarăși este foarte importantă acceptarea. Pentru că nu se poate, dacă intrăm în a nu accepta ceva de pe acest parcurs în care noi am intrat, în care se începe reorganizarea energiei noastre și a, a, a ceea ce dorim noi a informației. Și nu acceptăm că nu ne place ceva, că nu e cum ne doream noi, că se întâmplă altfel decât gândeam noi. Deci, intrând în neacceptare, intrăm în luptă, ieșim de pe această traiectorie și atunci blocăm acest proces de, de a se materializa. Eu am pus și pe Facebook și în Zoom link-uri. Dacă este cineva care consideră că. Are nevoie de ajutor, de susținere, de ghidare ca să poată să aibă soluții personalizate. Puteți să intrați ori în programul de marți pe care îl conduce Anișoara și să vă ghideze Anișoara, ori să aveți o sesiune privată cu mine. Chiar astăzi, apropo de neacceptare, am avut o sesiune cu cineva. Fata care a luat sesiunea pentru mama, pentru că mama era foarte nervoasă, are o anumită condiție fizică și era nervoasă de tot ce se întâmplă. Și, de fapt, problema ei care a reieșit, sau rădăcina problemelor care a reieșit în, în cadrul sesiunii și pe care am anihilat-o, am transformat-o, a fost exact această neacceptare a răului, a întunericului, a ce nu-i place, a ce o ține în boală, a bolii, a suferinței, neacceptarea, de fapt, a realității și a vieții. Și cu această, cu această neacceptare era foarte frustrată și încordată și se lupta. Se lupta cu tot ce nu-i plăcea și tot încerca să dea la o parte. Dar n-ai cum în această luptă, n-ai cum decât să pierzi. Exact, da. Și um, aș vrea să mai fac precizarea că oamenii nu înțeleg această acceptare. Cum adică să accept că, nu știu, vecinul parchează tot timpul pe locul meu de parcare? Um, o chestie pe care n-ai cum să o accepti. Deci, ceva rău care nu-ți place, uh, deja ai încercat să schimbi cu. Uh, Instrumentele pe care le-ai știut, să vorbești cu vecinul, să-i desufli cauciucul, cu fiecare ce a fost, ce a, ce a făcut. Dacă n-ai reușit să rezolvi, acum e nevoie să accepti uh, acel ceva care nu-ți place, care e în interiorul tău și să-l alchimizezi în interiorul tău, să-l transformi în interiorul tău, după care pur și simplu problema dispare. Vecinul nu mai parchează pe locul tău sau își vinde mașina sau ceva se întâmplă și problema se rezolvă de la sine, tu acceptând și transformând în interiorul tău. Și pentru asta ai nevoie de, de ghidare, de aceea am pus linkurile la programul de marți pe care îl gestionează, îl coordonează, îl ghidează Anișoara și la sesiuni private cu mine pentru cine își dorește o sesiune cu mine. Cam acestea au fost ce am pregătit noi pentru voi și ne-am încadrat și într-o oră. Spuneți-ne dacă aveți întrebări la ceea ce am discutat, scrieți-ne în chat, pe Zoom sau în Facebook, în comentarii. Spuneți-ne cum ați primit această sesiune, pentru că nu-i chiar atât de ușor subiectul de, de a fi rumegat și acceptat. Deci avem o primă întrebare, dacă ne punem mai multe dorințe, atenția noastră se va difuza cât de cât. Citisem undeva că dacă îți pui două dorințe, șansele scad la 65%, dacă îți pui trei dorințe, șansele scad la 25% sau procente. Deci ne putem pune mai multe dorințe în același timp. Mulțumesc. Deci putem să avem o listă a dorințelor, că ele se realizează la timpul potrivit. Fiecare dorință, deci privit din această perspectivă a legilor spirituale, fiecare se realizează la momentul potrivit ei. Poate una se realizează în șase luni, poate la alta îi trebuie cinci ani. Depinde. De, deci asta eu am văzut și din practica mea, în viața mea fizică, materială. Sunt dorințe și acum m-am obișnuit să lucrez cu intenția și îmi dau seama asta, nu are cum atât de repede, asta se poate așa. Deci depinde de... de unele se realizează rapid și incredibil de nici nu te-ai gândit cum. Noi nu putem ști cum Universul are soluția pentru noi, dar dacă sunt dorințele tale, puneți-le pe listuță. Eu aș adăuga aici la... Um o altă perspectivă uh, legată de, de aceste dorințe una sau mai multe. Și cred că acel comentariu cu că scad șansele să, să se realizeze, vine din perspectiva um, focusul uh, inabilității, aș putea spune, a unui om să aibă focus constant, continuu, să-și Facă, de exemplu, două businessuri în același timp. E imposibil să-ți crezi de la zero două businessuri în același timp și să te fost focusa pe el, pe ele cu energie maximă, pe amândouă și să le duci într-un timp record. Uh, recomandarea este să începi un business, să-l duci până într-un anumit punct, după care te apuci și de celălalt, pentru că n-ai capacitatea să muncești, și să te gândești și să faci pe două businessuri. Dar am dat un exemplu puțin, puțin mai uh, concret și nu chiar cu, cu aceste două business uh, Dacă te gândești la o dorință, eu știu să-mi renovez casa și alta să merg în vacanță. Sunt două dorințe pe care poți cu ușurință, dacă ești persoana sau dacă e momentul sau că ai devenit persoana, să le îndeplinești pe amândouă cu șanse 100% și pot au sens împreună. Cele cu, cu business-urile n-au sens împreună. Nu știu dacă am făcut o distinție care are sens sau nu. Ba da, ba da. Ba da. Deci e vorba și de cum, cum te focusezi tu, ce acțiuni faci, cât de mult gândești. Deci implicarea ta, e vorba și de implicarea ta. Uite un comentariu foarte bun. Acceptăm, dar nu uităm cum putem trece de o provocare care își lasă amprentă? Păi stai puțin că aici acceptăm, dar nu uităm, se referă la un pic la iertare, parcă suntem. Iertăm, dar nu uităm. Acceptarea, deci dacă nu reușești să accepti, deci felul cum a pus problema, acceptăm, dar nu, nu uităm, nu este acceptare. Aici mai degrabă este o neiertare a ceea ce se întâmplă acolo. Acceptare ce înseamnă? Înseamnă să fii în flux cu viața. Este ca și când noi nu acceptăm că e soare dimineață. Vedem că e soare pe cer, dar da, dar eu nu accept că e soare, că eu vreau să fie nor. Cam așa e cu acceptarea. Adică viața deja s-a creat așa, ne-a dus în punctul ăsta în care suntem acum. Ca să pot schimba ceva în viitor, adică să vin cu o intenție și să transform, e nevoie să-mi accept prezentul, că eu numai din prezent pot să transform ceva. Dacă nu accept ceea ce trăiesc, mă lupt cu viața mea, adică nu dau voie, nu permit să se transforme nimic. Deci e nevoie să mă observ și să înțeleg ce e acolo. E este o, este o neiertare aici nu este o neacceptare. Altfel, îmi spun în minte, accept viața mea cum este, situațiile, oamenii, mă accept pe mine. Adică îmi pot formula o afirmație în care să mă obișnuiesc mintea și să. Dacă straume, a, Alexandrina, dacă straume acolo, lucrăm cu, cu iertare, nu cu acceptare. O traumă o accepți că a fost, după care lucrezi neiertarea din mine față de sau ce a fost acolo. Trauma respectivă, ce efect a lăsat, ce a generat. Și important dacă sunt traume, să mergi la copilul interior. Să-ți lucrezi toate temele din jurul sau din cadrul um, vindecării copilului interior. Acolo, Acceptarea. Că dacă... mulțumesc! Zana, mai adaug ceva. Acceptarea se referă la prezent și la tot ce trăim din momentul prezent, pe măsură ce mi-am pus dorința sau dorințele, intențiile. Accept. Dacă întâlnesc prezent, adică momente din viață în care nu accept, atunci mă uit în bagajul din trecut, că în bagajul meu din trecut se află teme de transformat și atunci iau de acolo și, cum ai spus tu, dacă e o traumă, atunci. Deschid trauma aia, văd la ce se referă, văd ce urme a lăsat, și lucrez cu Energetic Empowerment ca să transform. Ok, bun. Avem un comentariu pe Facebook care mi se pare interesant și care clar ascunde ceva în spate, așa că o să-l citesc și să vedem ce ne spune Anișoara despre el. Dorințe egal dor, egal suferințe, egal neajunsuri. Adică pentru persoana respectivă asta reprezintă dorințele, este suferință și neajuns. Pentru că, deci după cum a descris, asta a trăit și la nivel de convingeri a înregistrat faptul că ați dori ceva înseamnă a suferi și a intra în neajunsuri. Și a nu avea dorul ăla înseamnă lipsă. Mi-e dor de ceva, de cineva, înseamnă că îmi lipsește. Deci aici este mult de transformat, din punctul meu de vedere. Deci este un trecut care are nevoie de revizie. Adică e nevoie să revizuim trecutul și să-l transformăm, așa încât să ne punem în acord cu armonia care există în Univers. Pentru că în Univers nu există suferință, există doar la noi, la oameni. Avem o întrebare de la Mirela. Cum cerem, pe lângă liniște în jur, ardoare, detașare de rezultat și încredere că se va realiza? Nu am înțeles întrebarea. Vrei să mai repet o dată? N-am înțeles mesajul. Cum, Cum cerem? cerem? Da, de la unii cerem să se îndeplinească o dorință. Te Măi nu cerem, am, deci nu, nu e rugăciune. Nu niște în jur, ar doare detașare de rezultat și încredere că se va realiza. Eu am spus că se practică, adică lucrăm cu intenția, nu e rugăciune. Intenția nu este o rugăciune, cererea este, o utilizăm în rugăciune. Rugăciunea există și ea, ne folosește, un om care dorește să folosească mai multe canale spirituale, poate utiliza mai multe, deci mai multe căi sau metode sau instrumente. Deci cu intenția nu cerem. Intenția o formulăm, ea rămâne ferm în mintea noastră, începem să practicăm, să lucrăm cu ea în dorințele zilnice, ce avem noi sau ce ne dorim. Și învățăm cum anume să lucrăm pe măsură ce o punem în practică. Iar dacă simt că am neîncredere, am diverse stări emoționale, îmi vin gânduri care nu sunt în acord cu detașarea de rezultat, acelea sunt teme de lucru. Cred că nu știi de Energetic Empowerment, și atunci te invităm în sesiunile de marți, în sesiunea de marți, în programul de marți, pentru a învăța cum poți transforma orice ți apare din interiorul tău și care se opune ca tu să poți să lucrez cu intenția focalizată și detașată de rezultat și să ți obții ceea ce tu îți dorești. Deci... eu am pus acum trei linkuri și în Zoom și în Facebook în comentarii. Primul este o sesiune și următoarele două sunt mini programe în care înveți și înțelegi mult mai mult, de fapt înveți și poți să ajungi să lucrezi cu Clarificarea a ceea ce îți dorești și să faci pașii pentru a ajunge să-ți să crezi viața așa cum vrei, care evident că implică și împlinirea dorințelor. Nu este nu e o chestie pe care să poți să o înveți sau să o, să o prinzi în 5 minute într-un într -un live sau o sesiune așa. E nevoie să stai cu pixul în mână, să urmărești materialele respective, să înțelegi ce e nevoie să ajustezi la modul de gândire, la modul de abordare și la acțiune, ca să, și să schimbi, să transformi ce e nevoie să transformi, astfel încât să, de fapt, să devii persoana care obține ceea ce îți dorești. Pentru că tu ești la nivelul energetic unde ești, și ai o dorință, dorința, visul se împlinește când ești pe nivelul energetic al acelui vis împlinit, al acelei dorințe împlinite. Și tu practic ai nevoie să mergi de unde ești tu, să ajungi la nivelul energetic la care există înde... acea dorință împlinită. Și ca să ajungi acolo ai nevoie să, faci un... să să mergi printr-un proces de transformare. Pe care eu le în aceste programe. Da. Numai că diferența, și mai specificăm o dată, diferența este că acest parcurs este cu grație și ușurință pentru cel care îl abordează. Practic, transformarea este în, ex, în interior, și dacă putem spune de un efort, așa în ghilimele, că nu este un efort, e o, e o transformare, adică faci ceva, dar este în interior, pe când dacă tu îți pui dorință doar. Din prisma efortului fizic, exterior, mental, pe vechile metode de a îndeplini ceva, de a realiza ceva, acolo este un efort mult mai mare, luptă multă, stres, agitație, diverse. <laughs> Scăderea imunității, deci să ne confruntăm cu, cu alte fenomene mult mai puțin împlinitoare și mai puțin cu ușurință decât în cazul în care utilizăm intenția. Și, și Silvia zice, și șanse minime să obții. Da, pentru că faci din intenție sau din intenție conștientă. Și ca să poți să ajungi să faci din intenție conștientă, sunt anumiți pași pe care e nevoie să-i faci tu cu tine, ca să devii acea persoană care poate, cu ușurință, să acceseze această intenție conștientă. Nu o faci de pe zi pe alta, o faci urmând un, un proces. Și procesul poate să fie o lună, două, trei, sau poate să fie ani pentru cei care nu folosesc instrumentele potrivite, nu nu ghidați ca lumea. Da, fiecare, după cum alege instrumentul și, și ghidul, și după cum cred, aș putea spune, are intuiția și simte să meargă la drum cu instrumentul și cu ghidul potrivit. De fapt, asta este. Dacă mai aveți întrebări, mai puneți-le acum. Dacă nu, spuneți-ne așa cam cu ce ați rămas în, cadrul, în, în urma acestei sesiuni, fiind o sesiune nu tocmai ușor de îngurgitat, <laughs> dacă aș putea să-i spun așa. Fiind un pic mai abstractă față de ceea ce știți că facem noi de obicei. Cu ce ați rămas, dacă cum v-a ajutat, văd că am primit câteva inimioare. Mulțumim de inimioare, da. Da, mulțumim de inimioare. Și pe Facebook, dacă vreți să ne scrieți cu ce ați rămas, ce a însemnat pentru voi această sesiune, Ah, a, a fost interesantă și deloc abstractă. Exemplele și explicațiile au fost foarte la obiect. Super! Bun, să ne reamintim că acceptarea este esențială pentru manifestare. Multe informații valoroase am primit în această seară. Mulțumesc cu recunoștință infinită! Mulțumesc, foarte interesant! Să-mi dezvolt latura spirituală. Minunat, Oana, felicitări! Pe Facebook, pe Facebook n-am primit comentarii. Mulțumim că ați fost alături de mine, de Hai. noi, și da, focus pe voi, pe evoluția voastră spirituală, este cea mai bună investiție de timp, de bani, de energie, de tot ce puteți să dați în ea. Este singura cale care vă ajută să obțineți ceea ce vă doriți cu grație, bucurie și ușurință și fără frâna de mână trasă. Mulțumesc de informații, am înțeles că am nevoie să lucrez cu rezistențele mele la schimbare. Bravo! bagă în Energetic Empowerment, exact tema asta, rezistența la schimbare. Am obținut mai multă claritate a acestui proces din toate punctele de vedere. Atât pentru lucrul interior, cât și pentru instrumentele pe care le folosim. Uh, super, mulțumim, Mirela, de comentarii. O să vă mai pun un, uh, un link, că văd că încă sunt uh, uh, provocări, aș putea spune, legat de instrumente. Și o să vă pun linkul cu sesiunea Harta Masteratului Vieții, care vă arată sau vă ajută să înțelegeți cam pe unde sunteți și cam, cam, ce vă oprește, vă potignește. Cam, cam care este pericolul pe care îl, la care sunteți expuși în funcție de nivelul de evoluție la care sunteți, sau în funcție de ce ați făcut și ce n-ați făcut. Uitați-vă la această hartă că o să, o să înțelegeți mai bine unde sunteți și, evident, ce e nevoie să schimbați, să adăugați la ceea ce faceți ca să puteți merge la nivelul următor de evoluție. Acestea fiind spuse, mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Mulțumim. Sper că-i soare și la voi, cum e la noi la Londra, soare cerul senin, cum n-a mai fost de mult. Și să ne vedem cu bine la următoarele sesiuni. Nu uitați de semințele banilor, cine încă nu este în program și încă nu are suma de bani pe care și-o dorește și vrea să-și rezolve relația cu banii ca lume. A, apropo, Paște fericit că vine Paștele. Sărbători cu bine, da, dar Paște, Paște cu pace și binecuvântat tuturor. Numai bine! Sărbători frumoase! La revedere! La revedere!